Două rachete lansate de la o bază militară din apropiere de Teheran au lovit avionul companiei Ukraine International Airlines, doborât în Iran pe 8 ianuarie. Noi imagini înregistrate de o cameră video de supraveghere publicate marți de cotidianul New York Times arată traiectoria unui obiect luminos noaptea, apoi o explozie pe cer după aproape 20 de secunde. Un al doilea obiect luminos este lansat 10 secunde mai târziu din același loc, în aceeași direcție, și explodează după 10 secunde. La un minut distanță, o minge de foc apare în cadru. Aceste imagini sunt verificate, potrivit oficialilor cotidianului american. Ele au fost înregistrate de o cameră instalată pe acoperișul unei clădiri din apropierea unui sat aflat la 6 km de o bază militară iraniană. Anunțul accidentului a declanșat o furie populară împotriva regimului iranian, acuzat că a negat orice responsabilitate înainte de a admite o eroare umană. Iranul a recunoscut sâmbătă că a doborât din eroare avionul Boeing 737-800 al companiei Ukraine International Airlines, la scurt timp după ce decolase miercurea trecută din Teheran. 176 de oameni și-au pierdut viețile, majoritatea iranieni și canadieni. Tensiunea cronică dintre Iran și Statele Unite s-a intensificat pe 3 ianuarie, odată cu eliminarea de către Washington a generalului iranian Qasem Soleimani în Irak. Au urmat represalii iraniene împotriva a două baze militare americane în Irak, atacuri care au avut loc cu câteva ore înainte ca avionul Boeing să fie doborât.